Welcome! În războiul magic, acum când te-ai despachetat, acum când înțelegi lucrurile cum stau, acum când vezi și e cercul de vindecat, de cleruit, acum, da? Pe văzute, simțite, făcute, știi unde ești. Bun, asta vreau să zic. Cu cine rezonează zăzăbăza în familie, zăzăbăza în relații, zăzăbăza în, între divine feminin, divine masculin. Bun. Magul care, sau măguța, care e la distanță și se bagă în despachetări și în, vezi, Doamne, că, da? Energia nici nu e așa ceva, nici nu e magul ăla. Tu îl vezi într-o formă, da? E doar energia magică care se bagă, un programel care, cum te-a prins că te-ai îndrăgostit, s-a îndrăgostit, e familie frumoasă, e nu știu ce, se bagă o zăzăbăză, bun. Ce pe nebunie. Și când înțelegi, când jumătatea ta sau cei din familie sunt pe cai mari, ei știu ce fac, ei sunt, da? Și tu te dai mai, te dai mai proastă, mai prost și zici, ok, și stai dintr-o parte și acolo era, doar urmărești. E faza când doar mă urmărești, atunci era. Doar urmărești, mă urmărești, ok. Doar urmăreai atunci, aduți aminte când era. Să urmărești, doar urmăreai. Și urmărind, ce ai văzut? Când e așa și e, da? E energia altcuiva. E programelul zăzăbăza. E programelul să ți se ia energia ta divină, să ți se ia magia, să ți se ia... și să se adune undeva, într-un egregor sau zi cum vrei, într-un loc undeva să se adune, da? Niște programele care umblă să acapareze. Bun. Tu ai luptat cum ai luptat, ai fost ajutat, ajutată divin, da? Și acum mergi pe cercul ăsta, anul ăsta, am mai zis, 2023, din simulare ai trecut prin tot. Ți s-au deschis ochii minte, așa, ochii minții ți s-au deschis și înțelegi unde ești. Asta, când e omul așa și, și vai, te uiți ca la Dumnezeu, e energetic, e, păi dar cum, păi dar nu suntem zei, da, dar stai să treci prin ce treci și cum să vezi omul pe unde e. Și doar acolo unde, să zicem, e plecat la, lucrează undeva sau vorbești cu el undeva și cu ea, cu cine rezonează. Și omul e cumva speriat. Cumva te uiți, îi zici ceva, mamă, ce piele ai tu aici, nu știu cum. Și omul se acoperă cu tricou, face așa. Dita mai bărbatul, frumos, da, puternic. Sau dita mai femeie, superbă, frumos. Îi zici, ce umăr frumos și ea face. Ah, ok, să nu, da? Ăla e adevăratul tău, aia e adevărata. Acolo e. Și... știi prin ce energie trece. Da? De-aia tu trebuie să fii cu ochii în patru. Ochii în patru, mereu vă fie, căci soții și soțiile, vă mint, da? Asta e programel. Programel. Nu e așa ceva. Nu te minte nimeni. Nu e, e o zăzăbâză, e un programel care trebuie să-l accepți până aici. Odată întâlniți, ei sunt... nebuniți unul după altul, de-aia se caută secole, de-aia programele de secole, programele de reîncarnări, programele de, da? Odată ce s-au întâlnit ăia, că-și schimbă formele, am mai zis, în toată, în fiecare reîncarnare, în fiecare, da? Și acum v-ați schimbat forma, ați sărit quantum leap și tu ți-ai schimbat forma, el și-a schimbat forma, sau invers, fetele băieți. Și ați sărit în războiul magic. Războiul magic e totul cichipichi, totul pe mă, aia e familia, aia nu știu, acolo se înțeleg, acolo nu se înțeleg. Nu e așa ceva. Da? E zăzăbăză, e energia dată peste cap. Ochii în patru. În patru ochi. Acolo e, acolo e. Și acum chiar dacă blochezi de la, din WhatsApp, să zicem, blochezi, să nu vorbești cu nimeni, să nu știu ce, blochezi pe toți, telefoanele, nu știu ce, se suprapune și divin. Îți lăsați sau îți lăsate să vorbească cu tine jumătățile, câte jumătăți ai, ok.
multidimensionale. De aia la plural. Ok. Și tu sari dintr-o lume în alta și unde e lăsat, unde nu e lăsat, să vorbească cu tine, unde, da? Și ți-a zis omul odată, te-am tot sunat, dar nu răspuns, sau am vrut să vorbesc, dar am mai blocat și tu l-ai dezblocat, ai dezblocat-o de mult, da? Dar omul e în... Acolo, acolo erai tu la început și acum vezi cum se întâmplă lucrurile și ăștia sunteți și ai grijă de... Unul, am zis, unul trebuie să fie citat la tot ce se întâmplă și l-ajută pe celălalt. Și ai sărit în lumea unde femeile sunt foarte puternice și își ajută jumătățile. Da. Până să se echilibreze și să-și deschidă ochii jumătate, acum și să zic, what the fuck, ce-a fost asta? Fai săraca, cum s-a descurcat ea de tot? Eu n-aș fi putut, eu cred că muream acolo pe loc din prima noapte, când a fost nici cineva după geapă. Acolo ești. Ok. Enjoy.